noastre de radio și televiziune, nu putem nici să ne exprimăm la ele. De aceea vă cerem imperativ, impuneți codul audiovizualului, o lege care, așa schiloadă, criticată cum e, totuși e mai bună decât legile vechi și e acceptabilă. Cerem impunerea codului audiovizualului, cerem impunerea legilor în Republica Moldova. Să nu fie spațiul audiovizual care e proprietatea statului și care trebuie să fie un bun public, să nu fie junglă, să nu fie tundră, unde fiecare activează cum vrea și funcționează numai legea, nici înțelegeri, legea celui care e mai mare domină. Vrem să fie respectate interesele noastre, în primul rând, ale publicului. Vrem un spațiu audiovizual democratic, liber, legalizat, nu junglă și nu tundră. Vrem să ascultați voința noastră. Iată de ce suntem în stradă, iată de ce scandăm și acoș, o să vă fluierăm și o să vă țiuie urechile. Degeaba e bun și democratic, modern codul, degeaba e nouă, pluralistă, parcă liberă prin lege, Comisia, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, dacă eficiența lor e nulă și chiar această activitate ni se pare nouă cetățenilor contribuabili, ni se pare contraproductivă, nocivă societății. Am putea chiar să cerem ca acum 3-4 ani, când am inițiat o astfel de campanie, să cerem din nou dizolvarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului ca fiind inutil societății și chiar nociv. Vrem mai multă responsabilitate. Vrem să vă manifestați ca niște oameni integri și liberi, nu ca niște marionete, instrumente ale partidelor care v-au delegat încoace. Vrem mai multă grijă pentru noi cetățenii, nu pentru partid, că nu partidul o plătește salariile. Noi cetățenii prin impozitele le plătim. Și tot noi putem să vi le scoatem, să vi le retragem, să vă tragem la răspundere. Rușine pentru ce ați făcut până acum. Ar fi bine chiar, măcar unii cu obraz mai subțire, să-și dea demisia în semn de neputință. Sau să facă mai mari eforturi pentru schimbarea situației.
strâmbesc un pic. Microfonul oferit de Hyde Park e liber, chiar dacă majoritatea participanților la meeting sunt Hyde Parkiști. Mai demult în organizație, chiar dacă nu prea au curat să vorbească, nu prea au curtezești cum se spune. Bună și mai ales chemile de informare de Republica Moldova. Nu încurajează nimeni la exprimare. Nu educă nici într-un fel cetățenii implicați, civic, activ. Iată de ce când vin oamenii noștri revoltați în fața unei instituții de stat, cum doar să strige, jos, rușine și maximum să fluire. E șansa dumneavoastră să educați, să se exprime în scris, verbal, civilizat. Cum de permiteți una ca asta? Cum de tolerați posturi de radio ca Șanson, care emit și de la Tiraspol pe frecvențe ilegale? Piraterești, cum de le prelungiți licențele de emisie la radio Hit FM, la Ruscă Radio? Puneți capăt fără de legilor, opriți acest stres care ne păcălește cu filme de proști gust titrate în română, cu un titlu atât de mărunt încât nu-l vezi nici cu nasul în televizor. Vreți să ne pierdem vederea? Vreți să scăpați de noi? O să boicotăm aceste posturi de radio și televiziune, o să cerem demisia CCA-ului dacă nu schimbați lucrurile în următorul an. Există în țara asta dar vreo 2-3 cu adevărat profesioniști. Restul sunt niște oameni care au pus mâna pe mijloacele mass media, atât la televiziune, radio, dar și ziarele care le considerăm amaste. Dabija care și-a privatizat ziarul scriitorilor, deci a luat de la toată scriitorimea, a luat ziarul și este numai a lui și acelora care îl trupă pe el. Tot așa este și jurnalul care presupun că a fost cândva întregul Chișinău, dar acum este a lui Bral și încă cuiva. Și familia, și rudele, și așa mai departe. Oricum, servește nu interesul nostru, dar interesul de străin. Cer CCA-ului să înceteze politica care conduce la alienarea mea zilnică prin intermediul emisiunilor radiofonice și televizate kitsch. Cer CCA-ului să nu mai fie avocatul limbii ruse prin intermediul emisiunilor de radio și televizate, care a luat locul stăpânului aici în Republica Moldova. Este interzisă ingerința guvernanților, politicienilor Parlamentului. Această companie se dirijează doar de lege. Cerem să fie respectată legea, chiar dacă nu mai este ea perfectă, dacă mai are unele lacune, dar este cu mult mai bună decât ceea ce a fost. Guvernul se prevadă în bugetul companiei Teleradio Moldova, publică națională, niște fonduri care vor fi îndreptate finanțare pentru a procura emisiuni difuzorilor privați sau regionali a unor politicieni sau niște interese meschene de grup, niște clanuri economico-financiare. E păcat că în bugetul companiei nu este prevăzut asemenea mecanism. Semne că nu dorește dezvoltarea presii liberă, impartare și echidistante. Nu acceptăm asemenea lucruri. Nu păcăliți poporul cu televizorul. Luna ianuarie, 70% materi în limba statului Republicii Moldova, în baza graziei latine. Să auzim expresia a 80% în limba statului Republica Moldova. Limba mea maternă, limba română, limba tatei mamei.
Doamnă, dreptul la protest. Avem autorizare de funcționare să fie de 80% în limba statului Republica Moldova. A respectat legea. O viețe este, vă idioti! Dacă plozii voștri dorm zi și noapte, 24 de ore și 24, v-ați gândit că ați venit aici pe tancuri? Mă doare în cot de faptul că de la ora 1 până la 4 pot să protestez, indiferent că se trezesc morții voștri, pe care puteți să vi-i luați în Siberia, atât plozii cât și morții, cât și celelalte copite de cai pe care le-ați pierdut aici. Arrivederci! Că mii de unități de transport trec pe aici ea și nu deranjează. De aia că o oră, dacă baștinașii revoltați protestează fiindcă li sunt încălcate drepturile fundamentale ale lor, iată se revoltă aici. Cahăiesc în altă limbă decât limba a mea, a părinților mei, a buneilor mei. După obiceiul meu o să spun ceva deosebit. Dar iată tocmai ne-a dat doamna un exemplu, că ei sunt luptători. Deci o femeie nu s-a temut să se apropie de atâția noi să ne protesteze. Eu nu știu câți dintre noi s-au apropiat de o grupă de ruși în ceea ce aici, eu nu zic în Moscova, deci aici sunt cel și să-și spună părerea lor. Deci doamna ne-a dat un exemplu și eu înțeleg. Deci ar fi bine ca și moldovencele să fie așa. Deci iată, una singură, vedeți, și-a apărut interesul poporului ei. Deci ale noastre este numai când se adună, numai când îi turmă, deci mai încearcă să strige ceva. Deci, vedeți că trebuie de folosit și lecțiile străinilor, deci nu e bine. Asta că am avut să spun, dar asta nu se referă la domnii din CCA. Aș dori eu și eu să spun ceva lor deosebit, dar iată nu am inspirație. Aici manifestația noastră ia sfârșitul, dar vă asigurăm că ochiul nostru permanent va fi pe situația în mass media, pe audiovizual. O să monitorizăm cum să respecte legea și o să venim ori de câte ori va fi necesitate, o să intervenim și mai gălăgioși și mai scandaloși. Cerem respectarea legii. O zi bună în continuare tuturor. Mulțumim mult! Și colaboratorilor ordinii publice, pentru că ați fost alături, ne-ați protejat. O zi bună și dumneavoastră!